Bună seara, doamnelor și domnilor, și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Sighetul de azi. Invitații mei din această seară sunt comisarul șef Gheorghe Boti, șeful poliției Sighetul Marmației. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Și consilierul superior Vasile Drăguș, șeful poliției locale. Bună seara! Bună seara, bine v-am găsit! Sighetul Marmației. Vorbim astăzi despre municipiul Sighetul Marmației și despre cum a fost anul 2014 din punct de vedere al poliției locale, dar și al poliției naționale. Dacă a fost un an cu, să spunem, mai multe sau mai puține evenimente în municipiul Sighet și mai ales am vrea să vorbim și despre cum evoluează siguranța cetățeanului în municipiul Sighetul Marmației. Domnule Botiș. Anul 2014, din punct de vedere a infracționalității și a trendului infracționalității sesizate, pot să spun că a fost un an bun. Bun în sensul că infracționalitatea sesizată a fost cu un trend descendent și față de 2013, noi suntem acum după evaluările care s-au făcut la sfârșit de an și după informările pe care le-am prezentat Consiliul Local și ne bucurăm că într-adevăr cu vreo aproape 300 de infracțiuni avem mai puține infracțiuni sesizate în anul 2014 față de anul 2013. Avem o scădere a infracționalității pe ansamblu cu 9,5%, atât în mediul urban cât și în mediul rural, dar mai pregnant în mediul rural decât în mediul urban. Avem o scădere a infracționalității sesizate în mediul urban cu 10,8%, iar în mediul rural cu 8,5%. Credem că acest trend se va menține. Nu ne-am confruntat cu fapte foarte grave anul trecut și acest lucru se datorează, spunem noi, atât eficientizării dispozitivului de siguranță publică, cât și intervenției rapide la solicitările cetățenilor, prezenței polițiștilor în teren, printr-o atitudine activă, atât în mediul urban cât și în mediul rural, și sigur printr-un mod de lucru integrat. Tot timpul când au fost probleme pe o anumită zonă, polițiștii din mediul urban i-au sprijinit pe cei din mediul rural, iar dacă n-am putut să realizăm acest lucru la nivelul nostru, am solicitat sprijinul eșalonului superior și au fost prezenți în zonă și colegii de la Inspectoratul Județean de Poliție al județului Maramureș. De asemenea, când abordăm rezultatele obținute de către polițiști, trebuie să ne gândim la dubla lor calitate, aceea de polițist judiciar și de polițist administrativ, ca să spun așa. Și trebuie să avem în vedere că, pe lângă toate cifrele pe care le putem prezenta într-un material de evaluare de 10 pagini, probabil la activitatea adevărată pe care o desfășoară polițiștii ar trebui un material de vreo 100 de pagini, ca să putem cuprinde în amănunt tot, începând cu activitatea compartimentului de evidență operativă, eliberarea de certificat de cazier judiciar, precum și activitatea poliției de proximitate în zona școlilor sau în sectoarele de activitate pe care le au dumnealor, aplicarea contravențiilor și luarea măsurilor legale care se impun, dar și activitatea de cercetare penală în cele aproape 4.000 de dosare penale care au fost instrumentate și s-au aflat în lucru la nivelul Poliției Municipiului Sighetul Marmației, din care mai mult de 2.000 au fost deja soluționate definitiv. Dacă ar fi să faceți, spuneați, o statistică și o comparație cu ceilalți, anul 2014 este mai bun în sensul că se înregistrează mai puține infracțiuni. Dar gravitatea acestora nu este mai mare? Nu este mai mare. Când spunem aici infracționalitate, ne gândim de la cea mai mică infracțiune sau cea mai slab cotată din punct de vedere a prevederilor codului penal, adică care are prevăzută pedeapsa cea mai mică și începem cu loviri sau alte violențe, noi înregistrăm corect fenomenul infracțional, chiar dacă majoritatea faptelor penale simple, infracțiunilor simple, nu mai ajung niciodată la instanța de judecată, fiindcă oamenii de-a lungul procesului penal ori se împacă, ori nu există interes de a se continua cercetarea și se renunță la urmărirea penală. Deci avem în vedere
toate genurile de infracționare, lovire, alte violențe, distrugeri, abandon de familie, tulburare de posesie și apoi mergem la infracționalitatea gravă, avem în vedere loviturile cauzatoare de moarte, tentativele de omor sau omorurile. În infracționalitate sunt cuprinse inclusiv evenimentele rutiere care au consecințe grave. Bun, vă referiți în special la zona Sighetului, să spun așa, și poate mai puțin spre la partea rurală, pentru că acolo există deseori conflicte, inclusiv în tulburarea de proprietate, spuneți. Pe materialul și pe evaluările care le-am făcut, noi facem o evaluare completă, avem în vedere atât mediul urban cât și mediul rural, fiindcă Poliția Municipiului Sighet Marmației are în coordonare și cele 15 comune care sunt în zonă. Așa, ca să avem niște cifre comparative, pot să spun că dacă până prin 2000-2005 aveam sub 800 de fapte penale sesizate, sub 800, am ajuns în 2011 la 2700, iar în continuare, în 2012 au scăzut un pic, în 2013 a crescut din nou infracționalitatea sesizată, iar în 2014 au fost înregistrate 2323 de fapte penale sesizate. Din acestea, vreo 135 sunt fapte penale stradale. Avem o scădere cu minus 245 de fapte față de anul trecut. S-au redus și infracțiunile contra persoanei din 812 la 798 și infracțiunile contra patrimoniului și mica violență de la 545 în 2013 la 422 în 2014. De asemenea, scad infracțiunile de furt. Pe întreg anul 2014 au fost sesizate 633 de infracțiuni de furt. Sigur, pe specific o să vedem că avem, de exemplu, în mediul rural comparativ așa, mult mai multe infracțiuni din dependințe, vorbesc la infracțiunile de furt, decât în mediul urban. Iar la infracțiunile de furt din auto, bineînțeles, avem mult mai multe infracțiuni din auto în mediul urban decât în mediul rural. Trebuie să avem în vedere că încă la țară există acea obișnuință că infractorii nu prea circulă și locuințele pe timpul muncii la câmp, pe timpul cât oamenii sunt plecați de acasă, nu se închid, se lasă anexele. Adică există specificul ăla de mediul rural că oamenii ar fi mai cinstiți acolo și nu se are în vedere că de fapt infractorii circulă acum cu toate mijloacele posibile și se deplasează inclusiv din alte județe și am avut și în anul 2014 câteva furturi săvârșite de către infractori voiajori veniți din alte județe. Care ar fi, să spunem, infracțiunea în anul 2014 cel mai des întâlnită pe raza municipiului Sighet? Statistic, sigur, statistic, nu înseamnă definitorie, dar din punct de vedere statistic, cele mai multe infracțiuni sunt infracțiunile contra patrimoniului, fiindcă avem 1000 și ceva de fapte. Deci din 2000 total sesizate, 1000 sunt infracțiuni. Ce se înțelege prin infracțiuni contra patrimoniului? Infracțiunile contra patrimoniului sunt furturile, sigur, furturile, distrugerile, înșelăciunile care au obiect ca și patrimoniu sau care au produs pagube materiale. Dar în general furturile. Furturile sunt jumătate din infracțiunile contra patrimoniului, că dacă avem 1000 sau mai mult de jumătate, avem 630 de furturi din 1000 de infracțiuni contra patrimoniului. Da, domnule Drăguș, cum ați caracterizat din punct de vedere al Poliției Locale Sighet activitatea din anul 2014 și tot așa din perspectivă statistică infracțiunile care intră sub reglementările dumneavoastră? Noi, pentru a putea face o notă comparativă cu anul 2013, trebuie să ținem cont de faptul că 2014 pentru Poliția Locală a fost un an prin care s-a reformat, s-a reașezat, asta spun deoarece am avut seamă de concursuri, ne-a pus schema Poliției Locale cu încă 13 posturi, fapt care ne-a dat voie să organizăm noi compartimente, noi birouri, compartiment de parcări, care știți că undeva din vară funcționează, mai avem compartiment pe disciplină în construcții, comercial, mediu. Urmăm cu 1 martie, sperăm să demarăm și activitatea biroului circulație. Avem 3 polițiști locali care urmează cursurile la o școală ce aparține Ministerului Reformei și Administrative, dar totuși pot să vă spun și eu că pe același tren mergem vis-a-vis de
contravențiile pe legea 61, pentru că noi pe linii de infracțiune nu avem competență, au scăzut undeva cu 10%, 10%, dar în schimb au crescut foarte mult contravențiile legate de indisciplina șoferilor, mai ales acele parcări în stațiile de autobuz. Unde pot să vă spun că în 2014, deși structura a fost într-o continuă formare, deja aveam la un moment dat polițiști care aveam 1-2 pe teren, am ajuns la vreo 900 de contravenții, plus nu știu câte avertizmente. Dar, totuși, poate și camerele de supraveghere ne-au ajutat, cel puțin în zona centrală s-au înjumătățit acele fapte reprobabile care duceau atingere mobilierului urban, cu ce ne întâlneam noi foarte, foarte des. În grădina Mori, probabil și din cauza că am pus instituit acel punct fix, nu mai am avut evenimente nici de distrugere, nici fapte de violență. În general, activitatea poliției locale se rezumă la o activitate destul de complexă. Pe lângă 61 cu linia și ordinea publică avem, cum am mai spus, acel compartiment de parcări care, începând cu iunie, când a luat ființă acel compartiment, au fost înmânate un număr de 4200 și ceva de înștiințări, adică acele parcări neregulamentare. Am avut, cum am mai spus, la regimul parcărilor în stațiile de autobuz, peste 839 de procese verbale de contravenție, deci au fost fapte constatate și stabilite. Am avut foarte multe persoane legitimate, în jur de 1600, care nu e puțin la un echipaj de două persoane care mai ales noaptea se întâmplă aspectul ăsta de a le legitima. Ce ne bucură foarte mult e faptul că au scăzut numărul de sesizări scrise adresate inspectoratului poliției locale, s-au înjumătățit, dar în schimb s-au dublat acele sesizări telefonice prin dispecerat. Asta presupune faptul că sighetianul deja cunoaște numele noastre de telefon la dispecerat, telefonele de intervenție, și că au încredere că dacă sună la poliția locală, nu e necesar să facă șoară, sunt scris ca să rezolve acele probleme. Da, poliția locală spuneați că s-a îmbunătățit din punct de vedere al resursei umane prin noi angajări. Din vară, da. Am început să ne așezăm și să ne completăm posturile vacante. Mai e nevoie de personal la ora actuală? Mai avem încă 3 posturi care sunt vacante și 2 posturi care sunt incerte, în sensul că unul dintre ele, un coleg al nostru, este în concediu de boală, s-ar putea să pensioneze, și avem un coleg care e în concediu fără salariu și s-ar putea și el să retragă. Deci undeva vreo 5 posturi ar fi vacante. Practic, poliția locală, ați pomenit și despre serviciul de monitorizare a parcărilor, dă amenziile de parcare conform hotărârii de Consiliul Local, da. Dar echipajele câte sunt care desfășoară această activitate? Deci noi avem, momentan avem 5 polițiști locali care se ocupă strict de regimul parcărilor în Sighetul Marmației, 4 care sunt pe teren și unul la dispecerat care înregistrează și monitorizează activitatea celorlalți 4. V-ați vorbit și despre monitorizare, vorbim și despre monitorizare, înainte însă de a ne spune, domnule Botiș, din perspectiva Poliției Naționale, cum se gestionează siguranța cetățeanului în zona municipiului Sighetul Marmației? Asta și pentru că știm, în orașul nostru, în alți ani, au fost și infracțiuni cu violență deosebită, da? Chiar în centrul orașului, care la depistarea cărora a ajutat și sistemul de monitorizare. Dar, pe de altă parte, există și, nu știu cum le încadrați dumneavoastră la poliție, și sesizări de genul în care se intră în club cu toporul de către unele persoane. Când discutăm de siguranța cetățeanului, trebuie să avem în vedere că principala noastră posibilitate, principala noastră forță de acțiune este dispozitivul de siguranță publică. În municipiul Sighetul Marmației este constituit un dispozitiv de siguranță publică atât pe timp de zi, cât și pe timp de noapte. Colegii lucrează în ture de 12 ore. Avem acoperire tot timpul. În municipiu sunt cel puțin 3 patrule pe schimb. Constituim patrulele în cooperare cu detașamentul de jandarmi care există pe raza municipiului Sighetul Marmației, iar la siguranța publică mai contribuie și echipajul de poliție rutieră care se află în teren, iar în mediul rural avem pe raza fiecarei secții de poliție 24 din 24 de ore avem câte o patrulă de poliție care se mișcă pe cele 7 comune la fiecare secție de poliție.
Acestea sunt principalele componente ale dispozitivului de siguranță publică. Sigur, pe timp de zi avem activitatea polițiștilor de proximitate, care pe lângă activitatea de cercetare penală în dosarele pe care le au în soluționare, se deplasează în teren, în zona unităților de învățământ, desfășoară activități de proximitate specifice, de prevenire și multe altele asemenea. Sigur, noi când spunem de siguranță publică, ne gândim nu numai la dispozitive de siguranță efectiv la dispozitive de siguranță publică, la polițiștii pe care în general îi vedem îmbrăcați în uniformă, ne gândim și la celelalte birouri care desfășoară activități specifice, structura de suport, birou criminalistic, care ne ajută la cercetarea evenimentelor la fața locului, precum și biroul de investigare a criminalității, unde avem majoritatea polițiștilor judiciari care asigură cercetarea la fața locului, identificarea autorilor în faptele rămase cu ane, și, bineînțeles, soluționarea dosarelor penale care sunt în lucru. Din punct de vedere a monitorizării zonelor de risc din Sighetul Marmației, aceste camere de supraveghere, și din punct de vedere preventiv, dar și din punct de vedere a identificării unor fapte și a unor autori, ne sunt de mare folos. În municipiul Sighetul Marmației avem o situație fericită. Trebuie să se asigure funcționarea acestor camere în permanență, care să poată stoca imaginile și să ne putem folosi în cazul apariției unor fapte antisociale. Anul acesta am demarat, de fapt, de anul trecut am demarat un proiect ca să instalăm camere de supraveghere la intrările în zona aceasta a noastră, în comunele Budești, Desești, Bârsana, Ronai Sus și Remeț. Avem deja serverele, calculatoarele efective și cu sprijinul primarilor le-am solicitat acest lucru la întâlnirea pe care am avut-o în februarie cu toți primarii din zonă, ca să putem monitoriza intrările în zona noastră de responsabilitate. De aceste camere de supraveghere uzează sau datele stocate care sunt acolo, sigur, cu respectarea legii, le diseminăm, respectarea legii 677/2001, se folosesc toate instituțiile din sistemul de ordine publică din municipiul Sighetul Marmației. Detașamentul de jandar, poliția de frontieră. Bun, dar ce obligații au, de exemplu, proprietarii de cluburi care știm funcționează cu un program inclusiv după ora 12 noaptea? Știm că deseori se întâmplă evenimente cu violențe nedorite și ar trebui să știe și telespectatorii noștri și poate și proprietarii care nu știu, deși mă îndoiesc că n-ați trecut pe la ei, că până la urmă există monitorizare și în acea zonă. Noi ne-am dat interesul și am luat legătura și au fost întâlniri numeroase, atât noi cât și poliția locală. Am avut întâlniri numeroase cu dumnealor. Între timp, proprietarii de cluburi și de locații de alimentație publică cu program prelungit se schimbă foarte des. Fiindcă în momentul în care își dau seama că pentru a funcționa într-o asemenea locație trebuie să îndeplinești niște condiții stricte, plecând de la personalul de intervenție, personalul de pază, de securitate, condițiile de securitate proprii, modul de organizare a comerțului pentru de alimentație publică și respectarea regulilor din zona respectivă, în ceea ce privește curățenia, în ceea ce privește volumul muzicii ambientale și așa mai departe, în condițiile în care fiecare administrator își dă seama că este foarte greu să respecte toate regulile, iar dacă nu le respectă, poate suporta niște consecințe legale, are tendința de a abandona această activitate și am avut pe raza municipiului Sighetul Marmației, mai ales în condițiile în care am avut nerespectări repetate și atunci a trebuit să propunem autorității locale să reducă sau să suspende pe o perioadă de timp activitatea la clubul respectiv. Ori este o activitate economică și nimeni nu este interesat așa să desfășoare activități comerciale pro bono. Toată lumea vrea să câștige. Dar noi suntem de acord cu asta. În orice lume civilizată există cluburi, dar trebuie respectate regulile. Am avut și în anul 2014, cred că în jur de 6 sau 7 propuneri la câteva localuri din municipiul Sighetul Marmației pentru suspendarea activității. Sigur, cred că unul dintre ele nici nu s-a mai deschis, fiindcă în condițiile în care cerem respectarea prevederilor legale, lor li se pare prea mult. Dar, în general, am reușit să reglementăm
oarecum să fim în legalitate și să luăm măsuri ferme ca să nu fie deranjat interesul cetățeanului. Trăim într-o societate democratică în care suntem liberi să facem ceea ce vrem, dar libertatea noastră trebuie să o înțelegem până acolo unde nu încălcăm dreptul de libertate a celuilalt. Da, ați avut diverse sesizări pe strada Coposu într-o vreme. Cum s-a reglementat situația acolo? Strada Iuliu Maniu, probabil. Iuliu Maniu, Iuliu, da. Maniu. Alea Coposu se referea la alea pietonală. Au fost și acolo câteva sesizări. Iuliu Maniu s-a rezolvat, zic eu, într-un mod destul de ok, în sensul că s-a proceda la reducerea programului de activitate cu sprijinul colegilor de la Națională, cu activitățile concertate a poliției locale, cât și a jandarmeriei. S-a constatat că de nenumărate ori nu se respecta programul de activitate aprobat prin autorizația de funcționare. Mai mult, nu s-a respectat nici planul de siguranță și pază ordine publice din incinta localului, motiv care a condus la reducerea programului de activitate. De multe ori, cum a spus și domnul comandant, s-a procedat chiar la suspendarea activității localurilor. Momentan, cele două localuri funcționează după un program bine stabilit zilnic de la 8 la 22 punct, deci nu există niciun pardon. Au încercat, unul dintre ele mai încercat să mai depășească acel program, motiv pentru care s-a recurs cât de două ori la suspendarea lui, după care se pare acum s-a liniștit definitiv. Da, facem o scurtă pauză de publicitate și ne întoarcem.